Jandarmii grupării mobile Târgu Mureș sunt prompți în acțiunile ilicite privind tăierile și sustragerea materialului lemnos. Din sesizările personalului silvic de teren din cadrul ocolului Târgu Mureș și a numărului mare de infracțiuni înregistrate în zona de competență a postului de poliție comunal Glodeni și din rezultatele analizei activității de pază a fondului forestier a rezultatului negativ în care fondul forestier din zonă a fost sub presiunea de frișări în mod ilegal de lemn, jandarmii grupării mobile Târgu Mureș desfășoară activități în comun cu Poliția Rurală Târgu Mureș, postul de poliție Glodeni, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice de pe raza de competență a postului de poliție din Glodeni, în baza unui plan comun de măsuri încheiat la nivel județean între unitatea de jandarmi IPJ Mureș și IJJ Mureș. Astfel, în perioada 27-29 ianuarie au fost constituite patrule mixte formate de câte un polițist din cadrul secției de poliție rurală numărul 1 Gornești și 4 jandarmi operativi din cadrul grupării mobile care, conform unor planificări, au acționat pe zona Glodeni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite privind tăierile și sustragerea materialului lemnos fără documente legale de proveniență de către persoane care desfășurau astfel de activități. În urma acțiunilor comune au fost depistate un număr de 7 persoane de sex masculin, toate din zona comunei Gornești, care au fost surprinse în timp ce au tăiat și sustras din fondul forestier fără drept mai mulți arbori din specia carpen, cu ajutorul unor motoferă straie, materialul lemnos fiind transportat cu ajutorul unor atelaje de tip hipo, prejudiciul estimat ridicându-se la valoarea totală de 2360 de lei. În baza legii 171 din 2010, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit pentru fiecare persoană în parte fapta săvârșită, fiind aplicate un număr de 7 sancțiuni contravenționale, 4 sancțiuni pecuniare în valoare de 15.000 de lei, iar pentru 3 dintre ele s-au aplicat avertizmente scrise, materialul lemnos rezultat în urma contravențiilor fiind predat ocolului silvic de competență.